11 și 34 de minute, ascultați Radio România Actualități, iar astăzi prietenii de la 10 vă invită într-o călătorie alături de Simina Cernat. Am aflat despre ea că este una dintre acele ființe aflate în mijlocul unui drum în care nici nu se mai întreabă cine este, ci mai mult cine devine și cum se transformă în fiecare clipă. Bun venit în Club Prietenilor de la 10! Mulțumesc! Mulțumesc pentru invitație! Bine ai venit, ai acolo un potențiometru, Simina, îl poți folosi în cazul în care nu auzi foarte bine în căști. Suntem și pe Facebook, pe pagina România Actualități. Bună! 4 ani prin Asia, cu rucsacul în spate. Da. Pornind de la 2000 de dolari. Da, mai mult sau mai puțin, sincer, nu i-am calculat în perfecțiune, dar am pentru un an și 3 luni am cheltuit 2000 de dolari, iar ulterior am început să fac voluntariat și să-mi găsesc mici joburi cu care să mă întrețin mai departe. Totul pornind de la? Totul pornind de la faptul că am simțit că trebuie să plec. Mi-am luat bilet doar dus, fără să mă mai gândesc ce las în urmă. De fapt, a ajutat cumva că nu lăsam mare lucru în urmă. Nu eram căsătorită, nu aveam copii, nu aveam casă, mașină. Părinții mei sunt în Italia de 19 ani și mi-a fost probabil mai simplu decât le altora să iau rucsacul și să plec. Nu știu, nu a fost teamă părinților când ai ales Asia în detrimentul Italiei sau în altă... Când am terminat liceu, am plecat din bursele strânse și premiile strânse de la liceu pentru 3 luni în China, Nepal și India. Trebuia să merg în Pakistan. Dar când am primit viză, murise Bin Laden atunci în Pakistan și nu mi-au mai dat viză, că aplicasem pentru viză de jurnalist. Și ulterior mai fusesem 3 luni în Vietnam, deci erau cumva obișnuiți cu plecările mele, se așteptau să plec, doar că nu pe un termen atât. Vreau să te întreb ceva, pentru că tu te-ai amintit de Pakistan. Povestește-ne o întâmplare de acolo care te-a impresionat în mod deosebit. Păi n-am mai ajuns în Pakistan. Nici mai să știi. Nu știu o întâmplare deosebită. Pentru mine fiecare minut cumva era deosebit, pentru că atunci când pleci la drum, deschizi ochii, caști urechile și ești cumva mai atent la tot ce se întâmplă în jur. Și probabil asta e unul dintre lucrurile faine pe care le-am învățat călătorind. Când am revenit în România acum în septembrie, am învățat să fiu mult mai atentă și să mă bucur și de ce am aici și acum. Și că nu e nevoie să plec la capătul pământului, să nu găsești nimic acolo. Da, da, de obicei chestiile astea vin după ce te duci pe la capătul pământului. Asta a fost și intenția ta când ai hotărât să ții bani în buzunar? Să... Nu, sincer, n-am avut nicio intenție. Am plecat cu mintea goală, fără niciun plan, fără niciun scop. Eram puțin dezamăgită, puțin mai mult de sistemul educațional de România. Terminasem facultatea, n-am simțit să dau la niciun master aici. Mă despărțisem, bine, cu un an înainte de prietenul meu și cam majoritatea amicilor și grupului, oamenilor din grupul meu plecau prin lume. Colega mea de apartament plecase pe vas ca pianistă, altcineva se mutase, nu mai știu pe unde, în Europa și m-am gândit, păi eu ce mai fac aici? Adică venise cumva natural să plec după cele 2 excursii de 3 luni prin Asia. Și am simțit să plec călătoare, nu neapărat turistă, în Vietnam și în India și Nepal și China când am fost, m-am simțit ca o turistă, deși am stat 3 luni, simțeam că nu trec dincolo de bariera aceea pe care oamenii o pun între ei când vine cineva nou și mă simțeam fix, nu știu, mă duc, fac niște poze, nu rămân cu mare lucru, nu înțeleg foarte bine lucrurile de acolo. Și mi-am propus ca data viitoare când plec, vreau să locuiesc acolo cu oamenii, să muncesc cu ei, să mănânc ce mănâncă ei. Și am reușit de la început, pentru că am plecat cu un internship de voluntariat la o școală musulmană, am predat engleză și am stat la un orfelinat 3 luni. Și începând în felul ăsta, deja am mai făcut un pas pe oamenii de acolo. M-au acceptat. Cum ți s-au părut copiii de la orfelinat? Foarte drăguți. Da, n-am avut foarte mult contact cu orfelinatele din România, însă mă așteptam să fie totul trist și depresiv și nu a fost deloc așa. Am ajuns din întâmplare la orfelinat. Eu trebuia să stau la o familie indoneziană și organizația cu care am plecat nu s-a ocupat de nimic. Am ajuns la 2 dimineața într-un sat, nu mă aștepta nimeni la gară, nu mai aveam familie la care să stau. Și directorul școlii la care predam a spus că are un prieten care are un orfelinat și dacă vreau să stau câteva zile acolo până rezolvă el problema. Și am zis ok și mi-a plăcut așa de mult că am decis să stau acolo.
Dar copiii erau foarte faini, ca o familie mai mare, aveau grijă unii de alții, râdeau, se jucau. Era o atmosferă chiar plăcută acolo. Dacă Erau, Marea Unei. bineînțeles, și lucruri pe care nu le înțelegeam și nu reușeam să le înțeleg. De exemplu, era o fată de 13 ani însărcinată și am încercat timp de 2 luni să aflu povestea și nimeni nu voia să vorbească despre asta. Am dat de bariera culturală că indonezienii nu vorbesc despre lucrurile care nu le plac. Fug de conflict, zâmbesc tot timpul chiar dacă ar vrea să-ți dea una în cap, Spune-mi, nu este știu. într-adevăr țara cu cei mai mulți oameni care zâmbesc? N-am stat să-i număr, dar cam toată lumea Așa se spune zâmbește. despre ei. Zâmbesc foarte mult, doar că nu înseamnă neapărat că ei sunt tot timpul fericiți. Înseamnă că e o regulă în societate care spune că nu trebuie să-ți arăți emoțiile negative ca să eviți conflictul. Cumva ei nu sunt învățați de mici să își controleze emoțiile. Copiii mei se tăvăleau pe jos în clasă și eu nu înțelegeam ce fac eu greșit, de ce se poartă așa cu mine. Și mi-am dat seama că ei sunt de mici cumva împinși de la spate să explodeze emoțional, de aceea mi se pare puțin infantil emoțional, adică diferiți față de noi. Mi s-a întâmplat de multe ori să mi se spună că s-a îndrăgostit unul sau altul de mine, așa după 5 minute după ce m-a văzut. Și am spus, băi, dar nici nu știi cum mă cheamă, stai puțin. Și Dragoste la prima vedere. se și dezdrăgostesc la fel de repede cum se îndrăgostesc. Acum, dacă ne gândim puțin, dacă stăteai puțin mai mult, era posibil să obții și cetățenia, nu? Puțin mai mult, da, mai mulți ani și ar fi trebuit să renunț la cetățenia română și n-am vrut. E un pașaport bun cel românesc, chiar dacă avem noi problemele noastre. Și în principiu, da, oamenii zâmbesc, doar că e un mod cultural de a-și ascunde emoțiile pe care nu vor să le exprime. Cum e mâncarea acolo? Foarte picantă și foarte uleioasă. În Java, în insula din Indonezia în care am stat 8 luni, de fapt n-am stat 8 luni numai în insula aceea, dar am stat foarte multă vreme acolo, totul se prăjește, până și bananele se prăjesc. Foarte multe prăjeli. Mâncarea indiană, în schimb, este foarte bună. Adică mie îmi place foarte mult că are o gamă vegetariană foarte largă și am fost vegetariană 4 ani. Și toate aceste trăiri le-ai stâns între două coperți. Da. Când am venit în România, mi s-a oferit să public o carte dinspre editura Cartex și am acceptat. Acum, când am recitit-o, aș fi schimbat multe lucruri la ea, că s-a întâmplat totul foarte repede. M-am întors în septembrie și pe 16-17 noiembrie lansam cartea deja. Ai Și fi eu încă schimbat nu ceva aveam... din ce este scris în carte sau din trăirile sau experiențele care le-ai avut acum? Nu, aș fi adăugat niște lucruri, că câțiva oameni mi-au spus că nu e foarte clar cine e personajul X, cine Y, cum apare, că eu am... Adică cartea aceasta chiar e scrisă pe drum, primele pagini sunt scrise în urmă cu 4 ani în Indonezia. Și pe măsură ce mai călătoream prin Asia, Păi ai un adăugam. motiv în plus să faci și continuarea acestei cărți. Cine Va știe, poate... urma continuarea chiar într-o lună, mă întorc în India. Eu am stat foarte mult în India în toți anii ăștia. Merg în Himalaya și cu un grup de prieteni. De acolo, cel mai probabil, voi merge în Nepal. Iar din Nepal e un plan destul de vag. Nu mai sunt obișnuită să-mi fac planuri și să fiu la timp, după cum ați văzut că am întârziat. Dar vreau să merg în Papua Noua Guinee cu un alt român care a venit la interviu anterior, Dragoș Dubina. El a stat în Indonezia 8 ani și a stat cam un an de zile, nu adunat, însă 2 luni, 2 luni mai multă vreme în Papua și a adunat povești folclorice de acolo și mituri și a adunat foarte multe informații despre oamenii respectivi și am decis să facem un proiect educațional în Papua Noua Guinee. Știu că sună într-un fel, însă vrem să-i ajutăm să-și deschidă un spațiu neutru, să-i spunem bibliotecă, pentru a-și discuta problemele comunității. Și pentru asta am făcut și un eveniment pe 14 februarie de strângere de cărți și fonduri. Pentru că oamenii respectivi sunt asaltați pe de o parte de misionari, pe de altă parte de cei care le tai pădurile și sunt probleme destul de mari acolo. Simina, cred că într-un fel ești una dintre cele mai norocoase persoane, pentru că sunt convinsă, sunt mulți ascultători care își doresc cu ardoare să călătorească. Tu ai realizat acest lucru și ai fost într-o multitudine de locuri. Care te-a impresionat? Ce loc te-a impresionat cel mai mult? Cred că locurile în care m-am conectat cel mai
profund cu localnicii. Îmi place, locul meu de suflet e Ladakh, o zonă din nord-vestul Indiei, din statul Jammu Kashmir, între Pakistan și China. Ce e acolo? Nimic, e absolut nimic, e un mare deșert montan. Capitala e la 3500 de metri și am mers până pe la 6000 și ceva de metri, am mâncat câteva vârfuri, am stat adunat probabil vreo 8 luni și m-am conectat foarte bine cu locul respectiv. Liniște, ai spațiu pe stradă, oamenii sunt foarte calzi. Și a doua întrebare pe care voiam în mod deosebit să ți-o adresez este aceea că, în general, oamenii care călătoresc au și nevoie de bani. Tu de unde faci rost de fonduri și ce sugestie, de fapt sunt trei întrebări, ce sugestie ai pentru cei care își doresc într-un fel să facă ceea ce faci tu? Prima mea sugestie este să renunțe la lucrurile de care n-au nevoie. Eu acum trăiesc chiar și de când sunt în România dintr-un rucsac. Am trei plovere, două perechi de pantaloni și hainele de munte și mi-ajung. Poți chiar să faci iarna liniștită cu trei plovere. Da, mi-am dat seama, m-am gândit inițial că s-ar putea să fie nevoie să mai cumpăr și mi-am dat seama că nu, că le folosesc, le spăl și că nu, adică e și mai simplu cumva, nu stau să mă gândesc cu ce să mă îmbrac dimineața. Deci investiția de haine și sau în îmbrăcăminte, haine, tăiată lucruri, de pe adică listă. Nu numai, da, cam așa am strâns eu bani să plec când am avut 19 ani, maică mi-am trimitea bani să-mi cumpăr haine și îmi dădeam seama că am destule haine și că nu mai trebuie, mai bine pun banii deoparte și fac ceva cu ei. Și așa ai cumpărat biletul de avion. Da. Sau cu trenul, cu ce plecat? Cu avionul. Și în al doilea rând, mi se pare foarte important, dacă vrei să călătorești pe termen lung, să fii deschis și, de exemplu, am găsit foarte multe joburi făcând voluntariat. Adică, ce înseamnă chestia asta? Cum te duci și cum te-ai înțeles cu ei? În Indonezia am învățat indoneziană, că nu vorbeam. Zine un salut în indoneziană. Selamat pagi, bună dimineața înseamnă. În India, toată lumea vorbește engleză și, în general, în Asia, oamenii în zonele mai turistice vorbesc engleză. Am înțeleg și cam 40% hindi, deși nu am depus foarte mult efort, dar că stând printre oameni încep să înțelegi. Dar vreau să spun că în momentul în care faci voluntariat, tu îți creezi o anumită rețea de conexiuni și cunoști pe cineva care are nevoie probabil de o persoană care să-i scrie site-ul hotelului pe care îl deschide. Altcineva vrea fotografii pentru restaurantul pe care îl are și tot așa. Și îți găsești job-uri din aproape în aproape. Pare foarte simplu. Dar e foarte simplu. În Asia e mult mai simplu să-ți găsești job, sincer, decât în România și să faci lucruri. Că oamenii sunt mult mai deschiși, totul se întâmplă cumva mai neoficial. Am ajutat prietenul meu indian să țină un restaurant timp de 5 luni, am cunoscut foarte mulți oameni din toată lumea. După aia am început să organizez excursii, drumeții cu români în Asia și tot așa. Adică, întrebarea care mă blochează puțin e, Simina, tu cu ce te ocupi sau ce meserie ai? Niciodată n-am știut în ăștia 4 ani să răspund că nu, în primul rând nu mă defineam ca meseria pe care o făceam. Și în al doilea rând făceam atât de multe lucruri în paralel că nu știam pe care să o aleg. Că și acum, bine, am scris o carte, dar nu mă consider scriitoare. Sau... Deci nu e scriitoare? Blogger de turism ești? Nici măcar. Ultima postare de pe blog, cred că e din 2015. Cred că eu nu ți-are dreptate de profesie călător, ți se potrivește mai bine. Da, cred. Nu știu. Când e următoarea plecare? Pe 20 martie zbor în New Delhi. Și de acolo o să mă duc în nord-estul Indiei, în Sikkim, pentru 2 săptămâni în munți. Până la un trekking de 8 zile până la baza muntelui Kanchenjunga, al treilea cel mai înalt din lume. Tu n-ai avut serviciu niciodată? N-am fost niciodată angajată nimănui. Însă acum colaborez cu editura Cartex. O să lansăm o colecție de cărți scrise de autori români, cărți de călătorie și o antologie în care încerc eu să adun comunitatea de călători români care e foarte faină între două coperte. Deci se poate trăi foarte bine din această meserie de călător, nu? Nu. Adică nu? Eu trăiesc de pe o zi pe alta. Singura diferență e că mi-e bine așa și că nu mă stresez că ce o să fac eu peste 3 luni. Chiar apartamentul în care stau acum o să fie vândut și m-a sunat taică-mi să mă întrebe, păi bine, și ce o să faci? Zic, păi eu cum o să plec într-o lună? Păi și când te întorci, păi stai așa, că cine știe când mă întorc, văd atunci ce o să fac. De ce să mă gândesc acum ce o să fac în octombrie, noiembrie, nu știu. Și în perioada asta nu te gândești că nu ai poate bani suficienți, nu ai să găsești un loc unde să stai cât de cât? Păi nu mă gândesc, întotdeauna până acum mi-a apărut fix ce am avut nevoie la momentul potrivit.
viața are cumva grijă de mine și am încredere în viața. Telefon după tine ai avut? Sau ai vreun telefon? Sau este viața fără telefon? Am și telefon, doar că în multe locuri în care merg n-am semnal și e degeaba. Pot să fac poze cu el. Lucru util până la urmă. Am stat și câte o lună fără semnal la telefon și a fost foarte bine. În niște sate, prin pădure, în Indonezia, în junglă, am traversat o insulă de la nord la sud. Și când am ajuns la civilizație, ai putea să-i spui că și oamenii aceia sunt civilizați, doar că în alt fel decât îl înțelegem noi, m-am uitat puțin în stânga, în dreapta și eu am zis că eu mă întorc în pădure, că n-am pierdut nimic. Dar nu ți-a fost teamă în toată călătoria asta? Prin toate locurile, prin toate momentele, prin... Nu știu dacă pot să-i spun teamă. Am stat în câteva situații cu instinctele în alertă. Dar eram cumva curioasă să văd bine și să văd ce se întâmplă. Adică mai mult decât să mor, ce se poate întâmpla? Oricum murim la un moment dat. De ce să stau și în casă cu frica în sân când pot să trăiesc? Da, pleci în aceste călătorii singură sau mai ai prieteni care te însoțesc? Principal am plecat singură. Am avut și un iubit indian cu care am mai împărțit câteva luni, doar că atunci când plecam la drum, plecam în principiu singură, eu în drumul meu, el în drumul lui și ne mai întâlneam peste câteva luni. Pe munte am plecat singură pentru că nu prea am găsit oameni care să aibă același stil de călătorie ca mine, mai spontan și mai pe termen lung. Și iarăși revin la întrebarea lui Ionuț. Și totuși nu ți-a fost niciodată frică? Mi-a fost, că nu sunt nici eu din tablă făcută, doar că nu atât de mult încât să mă opresc din drum. De exemplu, când am urcat pe, acum în iulie, vârful Canghiațe de 6.000 și ceva de metri, eram singură în tabăra de bază și mă uitam la vârf și m-a luat așa un val de, mamă, cât de mare e vârful ăsta, chiar sunt nebună să mă urc pe el singură, că aș fi avut nevoie de un partener, dar că n-am găsit pe nimeni care să vrea să vină cu mine. Și am zis că bine, hai că mă duc încet, încet și văd până unde ajung și când simt că deja nu e ok, nu mai pot, o să mă întorc. Și am ajuns până la urmă pe vârf, dar mă intimida cumva vârful respectiv, nu știu dacă era frică neapărat. Era ceva, o stare din asta de mă uit la lume și mă simt intimidată de cât de mare și cât de diversă. Și e cumva o provocare dacă mă pot înțelege cu oamenii ăia, nu știu, să ajungem la un numitor comun încât să fie bine pentru toată lumea. O noapte sub cerul liber sau da, unde preferi mai mult? Dacă am de ales, cu siguranță aleg o noapte sub cerul liber. În sacul de dormit pe izopren, nici nu-mi trebuie cort. Și ca mâncare, ce aveai în rucsac? Conserve? Când plecam la munte, da, îmi luam la mine orez și linte, tot felul de batoane și tot ce e mai ușor de cărat. Când am traversat insula din Indonezia, am mâncat orez și tăieței în stanțe, ne-au ieșit pe ochi o lună de zile și mai aveam un cup de zahăr roșu, nu mai știu din ce a făcut. Că nu, adică nu găseai ce să mănânci acolo și ce să-ți cumperi. Nu te duceai la magazin să-ți cumperi de mâncare, că nu existau magazine, erai în pădure. Simina, hai să-ți citesc câteva dintre mesajele pe care noi le-am primit pe Facebook. Ionuț, sunt convinsă că are și el mesajele primite la numărul nostru de SMS. Adriana ne scrie: ce curajoasă este invitata, felicitări! Gheorghiță are așa un gând mai degrabă sau o întrebare retorică. Toți visăm la un moment dat, dar nimeni poate sau sunt mulți care nu-și duc la îndeplinire acest vis. O salutăm și pe Maria. Interesantă temă, interesantă invitată. Iar Iustina, cred că ar trebui să ne gândim tot timpul la ceea ce a scris acum Iustina. Viața e cu adevărat frumoasă. Chiar este. Stăteam ieri în balcon și bătea soarele și mă bucuram că n-am mai văzut soare în București de o lună. Și chiar la asta mă gândeam, că viața chiar e frumoasă și de multe ori noi ne stresăm și punem presiune pe noi când chiar ar trebui să ne bucurăm de momentele astea, că nu știm când se termină. Și ultima întrebare, să spunem așa, unde te vezi peste 5 ani? Este o întrebare periodică, din 5 în 5 ani. Nu mă văd în niciun loc. Sper că peste 5 ani să fiu unde mă duce viața, unde consider viața că e mai bine pentru mine. Poți să-mi spui care este cel mai mare vis al tău? Nu am. Adică dacă definești visul ca scop... Nu, un om fără visă e un om mort. Nu, trebuie să ai. O cabană la munte. O brulotă.
cred că visez cumva să fiu, devin din ce în ce mai conștientă de mine și un om mai bun pe cât posibil în fiecare zi și în momentul în care mă bucur de fiecare lucru pe care îl fac, nu cred că contează ce am, unde sunt, cu cine sunt sau ce fac, atâta vreme cât chiar mă simt împăcată cu mine. Dar nu am visuri materiale, că vreau o casă sau o mașină sau vreau să trăiesc nu știu unde. Chiar n-am. Acum îmi dau seama că nu mi-am pus problema asta. Și toate însemnările din toate călătoriile, zilele, săptămânile, lunile, cum ai reușit să le ții pe un carnețel, pe telefonul fără semnal? Toate aceste însemnări le-am avut pe... De pe șervețele, pe facturi scrise, bilețele, pe laptop și telefon. A fost așa o nebunie să le adun. Sunt sigur că în următoarea călătorie vei avea o agendă totuși. Da, sper să-mi fac un jurnal de data asta. Cum se numește cartea? Cartea și te-aș vrea, Simina, să o arătăm și către cameră, pentru ca cei interesați să o citească. Sunt convinsă că este destul de ciclul dintre viață, moarte și renaștere și am decis cu editura să-i punem acest titlu pentru că arată cumva ce se întâmplă în cartea respectivă. Că nu e neapărat un jurnal de călătorie, cât trăirile mele. Îți mulțumim foarte mult că ai ajuns la radio să ne împărtășești din experiențele tale. Mult succes în tot ceea ce faci. Mulțumesc pentru invitație.